Bun găsit, dragi prieteni, suntem la emisiunea Sens Direct. Am trecut puțin peste jumătatea campaniei electorale, aceasta care se ține, așa cum vedeți și dumneavoastră, pentru alegerile din 6 decembrie, măcar avem o certitudine în acest moment, avem alegeri parlamentare în 6 decembrie după numeroase discuții. Ca atare, avem și o campanie electorală, o campanie pe care, sigur, fiecare o apreciază după cum o simte. Părerea mea este că e total atipică. Cu toate acestea, noi ne facem datoria și aducem în fața dumneavoastră cât mai mulți dintre cei care vă cer votul. De ce? Pentru că aveți dreptul, iar noi avem obligația deontologică să vi-i prezentăm, iar dumneavoastră să-i cunoașteți, astfel încât, cum spune română, să știe pe cine votează. Astăzi este seara dedicată pur și simplu Partidul Național Liberal din punct de vedere al prezentării electorale, pentru că în platoul Focus TV se află domnul Ionel Dancă, consilier al premierului României, șeful Cancelarii, urma să spun și asta, deși consilier și șeful Cancelarii, și pe deasupra sunteți, iată, candidatul pe locul 2 pentru Camera Deputaților în județul Vrancea, o surpriză mult comentată de media românească. Aș vrea să vă întreb într-un debut, înainte să vă mulțumesc pentru prezență, de ce la Vrancea? De ce ați intrat atât de tare în politică? Ați venit din presă, un foarte cunoscut analist economic, mulți ani ați lucrat în televiziuni. Așa este. Pe această zonă și eu acum vă și urmăream. M-a surprins la un moment dat, dar iată că încet, încet mulți jurnaliști iau calea politică. Vă ascult. Bună seara, mulțumesc în primul rând pentru invitație, salut pe toți cei care ne urmăresc în acest moment, mai ales pe vrâncenii noștri pe care îi așteptăm la vot în data de 6 decembrie. Am ales să le iau în ordine, am ales să intru în politică pentru că după o carieră de jurnalist de peste 20 de ani de zile, am început din anii 90 în București, la diverse publicații de dreapta la acea vreme, Cotidianul, Deșteptarea și așa mai departe, până la televiziune, Money Channel, Realitatea, și în 2013 am făcut pasul spre administrația publică și din motive legate de modul în care se făcea presă și continuă să se facă presă la nivel central în anumite redacții, am considerat din onestitate pentru cei care urmăresc programele de televiziune că atunci când ai o opțiune politică asumată, este bine să o faci public și dacă, sigur, ai ocazia și dorești să faci politică direct, atunci folosește oportunitatea respectivă. Asta este ceea ce am făcut eu. Întotdeauna mi-am asumat orientarea mea politică de dreapta pentru ceea ce înseamnă valorile, fie ele economice, cât și politice de dreapta. Și atunci când am avut ocazia, am făcut pasul în politică. Sunt în postura în care să fac un bilanț al activității mele politice. Am trecut prin diverse poziții de consilier la Ministerul Economiei, consilier la Cancelaria Prim-Ministrului în 2016, acum șeful Cancelariei Prim-Ministrului Ludovic Orban. Și mi-am dorit în toți acești ani, că fiind un moldovean născut, crescut în Moldova, de origine din județul Neamț, mi-am dorit întotdeauna o voce puternică în politică la nivel central, atât în Parlamentul României cât și la guvern, care să vorbească pentru Moldova. M-am simțit întotdeauna frustrat din punctul acesta de vedere, că deși Moldova reprezintă o resursă de voturi foarte importantă pentru toate partidele, mai ales dacă ne uităm în istoria noastră recentă, de multe ori în Moldova a câștigat cu precădere PSD-ul și în schimbul voturilor n-a oferit nimic acestei regiuni. Prin urmare, ceea ce ambiția mea este de a candida în Moldova pentru a reprezenta interesele moldovenilor și pentru a oferi în schimbul voturilor lor proiecte concrete de investiții, da, care să ducă la dezvoltarea zonei. Și din Moldova,
Mi-a plăcut Vrancea încă de la bătălia pentru europarlamentare, pentru că eu cred că Vrancea este și poate să fie epicentrul schimbării politice în toată regiunea Moldovei. Și m-am bucurat foarte mult atunci când colegii mei de la organizația PNL de Vrancea mi-au făcut această propunere de a candida în județul Vrancea. Este acolo, mă simt ca acasă, pot să spun, pentru că în echipă cu Cătălin Toma, care acum a câștigat președinția Consiliului Județean, cu Ionuț Ștefan, ministrul dezvoltării, cu Nicu Tănase, cu Raluca Ioan, colegii mei cu care împreună candidăm pentru Parlamentul României, facem o echipă care a reușit să învingă unul dintre cei mai temuți baroni PSD. Da, de unde a și plecat termenul. Baronul Oprișan. Da. Și asta mi-a dat încredere că în Moldova, începând cu județul Vrancea, putem realiza o schimbare politică care să aducă un altfel de, o altfel de guvernare în această regiune. Bun. Cum îi simțiți pe, după aceste două săptămâni de campanie electorală oficială pe Vrânceni? Cum a spus, într-un județ care a fost aproape 30 de ani condus de echipa roșie și în ultimii 20 și ceva de ani de Marian Oprișan, de domnul Marian Oprișan, într-un loc greu, în care se duce o bătălie, cum să spun, da, la baionetă, cu cuțitul în gură. Așa e greu. Așa este, domnul Gheorghe. Au structuri acolo, oamenii. Da, e o bătălie dură, om cu om, pe care am început-o, repet, de la campania pentru europarlamentare, referendumul pentru justiție, alegerile prezidențiale, alegerile locale. Eu împreună cu Cătălin Toma, cu Ion Ștefan și cu toți colegii de acolo din organizația PNL Vrancea suntem în această luptă, în această campanie de mai bine de 2 ani de zile. Deci eu am fost alături de această echipă, fie că a fost vorba de campania pentru europarlamentare, prezidențiale sau locale, și m-am implicat alături de ei în bătălia de la Vrancea pentru a schimba destinul județului Vrancea și pentru a-l învinge pe Oprișan. Așa încât acum vin pe o muncă făcută deja în acest județ. Oamenii mă cunosc. Astăzi a fost un frig năprasnic în județul Vrancea, dar m-am încălzit, dacă vreți, cu privirile oamenilor, pentru că oamenii ne privesc cu multă încredere și cu multă favorabilitate. Ei simt că ceea ce a fost până acum trebuie schimbat și că am demonstrat într-un an de zile că de guvernare, că în județul Vrancea a venit în sfârșit o ocazie de a schimba destinul județului. Cunosc vrânceni care spuneau nu o să se schimbe niciodată culoarea în acest județ. A început să se schimbe, așa cum ați spus, de la europarlamentare, prezidențiale și locale. Cel puțin la locale, localele au însemnat chiar o surpriză pentru observatorii politici, pentru vrânceni, pentru mulți, pentru nu liberali, pentru noi, nu pentru dumneavoastră. Noi am crezut în victoria noastră, și așa cum credem și în victoria din 6 decembrie. Tot așa, cunosc câțiva cetățeni care spun, n-am crezut în asta, dar dacă s-a putut schimba Marian Oprișan și a ajuns vicepreședinte de Consiliul Județean, nu, orice e posibil, deci alegerile astea sunt libere, gata. Da. Dar lupta nu s-a terminat. Asta, aici există riscul și de aceea noi mergem în continuare în campanie, deși am învins PSD-ul prima dată la europarlamentare, am distrus practic PSD-ul la prezidențiale cu un candidat extrem de puternic cum este președintele Klaus Iohannis, am învins baronul Oprișan la locale, oamenii trebuie să înțeleagă că lupta nu s-a terminat. Mai avem 2 săptămâni în care trebuie să continuăm să facem campanie, pentru că aceasta este bătălia decisivă. România are nevoie, la fel ca Moldova, ca județul Vrancea, are nevoie de o guvernare stabilă pe următorii 4 ani, cu o majoritate solidă în Parlament, și noi cerem și vrâncenilor și tuturor românilor să acorde votul acelui guvern care într-un an de zile și-a asumat răspunderea guvernării când ceilalți au preferat să stea pe margine și să critique, și am demonstrat că se poate și investiții și șantiere pe marile proiecte de autostrăzi, de drumuri expres, centuri ocolitoare și în sănătate, dotarea sistemului medical, am demonstrat că putem să facem.
ceea ce le cerem românilor este să se gândească că acest guvern poate să facă mult mai multe cu o majoritate în Parlamentul României și pe o perioadă de 4 ani de zile de stabilitate. Credem că România are nevoie de stabilitate și guvernul să-și facă treaba. Bun. Ce vă cer oamenii concret când mergeți pe stradă, în comune? Vrancea este unul dintre județele cele mai paupere. La toți indicatorii, județul Vrancea e printre ultimii. Dacă nu e ultimul, e printre ultimii. În sfârșit, la toate. Aproape așa la toate. Este, din păcate. Bun. Oamenii au acolo... ținut în sărăcie. Au și o cultură politică. Nu vreau să-i jignesc pe oameni, ferească Dumnezeu. Ei întotdeauna au dreptate. Dar e greu să miști lucrurile și dumneavoastră PNL a demonstrat că se poate inversa. Chiar și cu oamenii care au fost învățați, unii dintre ei săraci, să stea cu așa, cu mâna întinsă. Acesta a fost modelul PSD și, dacă îmi dați ocazia, o să vă prezint modelul liberal de dezvoltare, inclusiv pentru România, cât și pentru toată zona Moldovei și a județului Vrancea. Da, așa este, cum spuneți dumneavoastră, din păcate, nu numai în Vrancea, în zonele unde PSD-ul a ținut sub dominație, sub ocupație aproape sovietică acele zone, zonele respective nu s-au dezvoltat, n-au venit investiții, nu, companiile erau pur și simplu jecmănite sau ținute sub controale pentru a fi dijmuite la cine era baronul local de acolo și nu s-a putut dezvolta acele zone. Iar oamenii erau ținuți în sărăcie și dependenți de ajutoarele sociale pentru a fi dependenți de fapt de baronii locali, de autoritățile locale PSD-iste. Modelul liberal pe care noi îl promitem și pe care am demonstrat în acest an că se poate realiza, este un model care se bazează pe investiții. Pe investiții și fonduri europene. Investiții finanțate dintr-un pachet de fonduri europene, cum România nu a avut niciodată la dispoziție. Peste 80 de miliarde de euro. Vă dați seama că acești bani, dacă sunt investiți, și noi am demonstrat în acest an că știm să atragem și fonduri europene și știm să facem și investiții. Acești bani de la Uniunea Europeană investiți în proiecte de autostradă, în proiecte de infrastructură, în spitale, în școli și așa mai departe, vor aduce bunăstare, dar nu bunăstare picată din cer cu promisiuni electorale puse în buzunarele oamenilor. Bunăstarea vine prin muncă, prin dezvoltarea economică, prin atragerea de investiții. În momentul în care primii kilometri de autostradă din Moldova vor fi finalizați și în programul nostru de guvernare Dezvoltăm România, aici este programul la care am lucrat împreună cu colegii noștri, până în 2024 vom avea 320 de kilometri de autostradă în Moldova. Vă dați seama, acest lucru pe care eu l-am visat de 25 de ani, de când bat drumul E85 de la București până la Roman, trecând de atâtea ori prin Focșani, Adjud, Mărășești. Deci toată această zonă va beneficia în sfârșit de o autostradă. Nu e nicio mare filozofie, e zonă de câmpie, bani sunt și colegul meu Ionuș Ștefan face în fiecare săptămână ședințe la București, cu cei de la compania de autostrăzi, cu cei de la Ministerul Transporturilor, cu cei de la Ministerul Lucrărilor Publice. S-a dus inclusiv să verifice măsurătorile, geotopo, forajele pentru aceste măsurători și se poate. Până în 2024 vom avea acești 320 de kilometri de autostradă în Moldova. Asta înseamnă că vor veni și investiții, că întotdeauna autostrăzile aduc investiții și afaceri pe traseul lor circulație și aceste investiții vor duce și la crearea de locuri de muncă și la creșterea salariilor și implicit la creșterea pensiilor pentru toți cei care așteaptă o majorare a pensiilor. Foarte important, conectarea cu restul României, cu provinciile istorice, cu Transilvania, care e dezvoltată ne uităm peste gardul. Odată făcută unirea la 1918, n-am terminat unirea politică, n-am terminat unirea cu infrastructura. Noi ne propunem să unim regiunile istorice cu tot ceea ce înseamnă proiecte de infrastructură. Și am demonstrat, nu sunt doar vorbe, pentru prima dată în 20 de ani
S-a vorbit atât de mult de autostrada Sibiu-Pitești. Pentru prima dată avem un tronson în execuție, sunt buldozere pe șantierul de la autostrada Sibiu-Pitești. Facem autostrada Sibiu-Pitești, facem autostrada Moldovei, facem autostrada Unirii care să lege Moldova de Ardeal și de Europa. Și atunci investițiile vor traversa Carpații, vor veni în Moldova, vor veni la Focșani, la Jud, la Mărășești, aici la dumneavoastră, la Buzău, vor veni peste tot, dacă sunt coridoarele de transport asigurate. Bun. Acesta este modelul de dezvoltare propus de Partidul Național Liberal, care, repet, va duce inclusiv la creșterea salariilor, creșterea pensiilor, adică ceea ce promite PSD-ul, dar promite doar pe hârtie, fără să spună cum se poate face acest lucru. Bun. Ei au fost obișnuiți doar din pixul lui Dragnea să scrie cu cât creștem salariile, cu cât creștem pensiile și s-a ales praful de toate acele creșteri, pentru că pe cealaltă parte au băgat supraacciza la carburanți, naționalizarea pilonului 2 de pensii, diverse taxe și impozite, creșterea inflației, creșterea ratelor bancare și omul n-a mai înțeles nimic din acele creșteri salariale. Printr-un astfel de model de dezvoltare economică liberală, aceste creșteri vin firesc, vin natural ca urmare a dezvoltării economice. Da. Municipiul Iași, al doilea oraș al țării, practic, în numărul de populație, este izolat într-o Moldovă pauperă, tocmai din lipsa acestei infrastructuri. Avem acum noroc, dacă putem spune așa, că geopolitic s-a întâmplat ceva extraordinar și la Chișinău, s-a schimbat puterea, e o putere pro-europeană, într-un fel sau altul, acum Moldova noastră poate fi unită. Da, poate fi unită și din punctul ăsta, e foarte important. Economic, e foarte economic, din, da, exact. Economic, da, din punct economic de vedere al infrastructurii. Păi vreau să vă spun un lucru, autostrada Unirii, Târgu Mureș, Târgu Neamț, Iași, Ungheni, până în Republica Moldova, a stat pur și simplu în sertarele guvernărilor PSD-iste, au încercat să facă niște parteneriate public, privat, total nepotrivite, toxice, undeva pe la Comisia de Strategie și Prognoză, n-aveau nicio idee, n-aveau nicio legătură, era pur și simplu îngropată, moartă. Noi am preluat proiectul și am rezolvat una dintre problemele care blocau dezvoltarea acestui proiect, respectiv autorizațiile de mediu, pentru că autostrada Târgu Mureș și Iași-Ungheni, începând cu podul de la Ungheni peste Prut, sunt în niște zone de arii protejate. Știți bine, aceasta a fost problema României cu multe proiecte de infrastructură. Am adoptat o ordonanță de urgență promovată de Ministerul Mediului și au fost exceptate aceste obiective de investiții, au fost incluse în obiective de interes național strategic și se poate face acum studiul de fezabilitate și ulterior proiectul tehnic și execuția autostrăzii. Este un pas mic pe care noi l-am făcut în câteva luni de zile și care poate să ducă la finanțare de la Comisia Europeană pentru acest proiect. Iar finanțarea de la Comisia Europeană înseamnă garanția că acel proiect se va face. La fel cum este și autostrada Moldovei, care în momentul de față are proiectul tehnic și studiul de fezabilitate finalizat pe tronsonul Ploiești-Buzău. Până în mai anul viitor, practic, se poate da drumul la licitația pentru execuție și la fel pe Buzău-Focșani, până la sfârșitul anului viitor, se poate face licitația pentru execuția lucrărilor, astfel încât în 2 ani de zile această autostradă să fie construită. Arată frumos ca proiect, de altfel programul nostru de guvernare, atât cât l-am putut eu citi, a fost lansat doar cu câteva zeci de ore în urmă, dar se vorbea despre acest document programatic. E bine, domnule Dangă, spuneți-ne ce conține. E destul de gros. Am observat că vorbiți foarte mult despre infrastructură, adică despre ce am pomenit și până acum, dar și despre alte, sănătatea ca prioritate, multe, multe alte chestiuni. Suntem într-o perioadă extrem de dificilă din punct de vedere sanitar, așa că vă rog să dezvoltați puțin proiectele. Da, domnul Gheorgheade. Acest document este teza noastră de doctorat. Am lucrat împreună cu toți colegii din guvern, din partid, la acest document și am lucrat la el ca la o teză de doctorat. Este teza de doctorat a Partidului Național Liberal la disciplina bună guvernare. O să vedeți. Au fost atent drămuite toate proiectele, toate sursele de finanțare, resursele pe care România le poate accesa în perioada următoare și tot ceea ce scrie aici se poate realiza. Și
modelul economic care stă la baza acestui program de guvernare este, așa cum spuneam, unul bazat pe investiții, investiții finanțate din fonduri europene. Pentru că am demonstrat că știm să facem și proiecte de investiții și să atragem fonduri europene. Dacă într-o perioadă normală, da, suntem acum în perioadă de criză economică provocată de pandemie și România este printre țările care s-a descurcat inclusiv din punct de vedere economic cel mai bine. Având o scădere economică în acest an, așa cum s-a întâmplat în toată lumea, dar repet, în România dinamica creșterii economice este una dintre cele mai bune. Anul viitor urmează o creștere economică în jur de 4-5%. Dacă injectăm banii europeni pe care putem să-i accesăm, practic creșterea economică poate fi accelerată cu încă 1-2%, ceea ce ne duce la peste 6% creștere economică. De aici pleacă proiecția programului de guvernare al Partidului Național Liberal. O creștere economică de peste 6% până în 2024 înseamnă noi locuri de muncă, înseamnă peste 560.000 noi locuri de muncă până în 2024, create ca urmare a volumului de investiții pe care îl vom face în economie. Investiții atât în lucrări private, cât și în lucrări publice. Creșterea numărului de locuri de muncă și atragerea de investiții va duce la creșterea salariilor. Creșterea salariilor, pentru că fiind cerere de locuri de muncă, evident că vor crește și... Deci totul este fundamentat pe un model economic atent studiat. Creșterea salariilor în programul nostru urmează să se întâmple până în 2024, astfel încât salariul mediu net să crească până la 1000 de euro pe lună. În momentul în care, ce se întâmplă? În momentul în care cresc salariile, cresc și contribuțiile la bugetul de asigurări sociale. Cu alte cuvinte, se creează resursa bugetară pentru a putea crește și pensiile. Și în programul nostru, pensiile, valoarea punctului de pensie crește până la 1840 de lei în 2024, ceea ce înseamnă o creștere de peste 46% față de cum a lăsat PSD-ul valoarea punctului de pensie în 2019. Cu alte cuvinte, realizăm majorarea pensiilor nu cu 40% cum ne cerea PSD-ul, ci cu peste 46% față de cât au lăsat ei nivelul pensiilor. Acest lucru însă, pentru că economia crește pe bază de investiții, pe baza de dezvoltare a afacerilor, de dezvoltare economică, acest lucru nu va duce la creșterea prețurilor așa cum s-a întâmplat în guvernările PSD, care au crescut salarii și pensii în mod artificial și, așa cum spuneam, au dus la erodarea puterii de cumpărare. Modelul economic liberal va permite o creștere a puterii de cumpărare cu peste 30% pentru toate veniturile românilor până în 2024, pentru că inflația va fi ținută sub control în jur de 2% până în 2024. Acesta este modelul economic normal, firesc, sănătos de dezvoltare al României. Principala temere a cetățenilor români în acest moment, din toate provinciile istorice, este stabilitatea și găsirea unor noi locuri de muncă. În programul economic, îmi închipui că investițiile se bazează pe crearea locurilor de muncă, e firesc, dar de unde luăm specialiști? Pentru că mulți dintre ei sunt în diaspora, corect? Corect. Se vor întoarce pe baza acestui program economic, adică salariile investitorilor vor fi de natură să-i aducă pe român cât de cât acasă, nu vor fi ca în Germania, dar să-i aducă cumva acasă, contrabalansând alte lucruri, în sensul ăsta, că avem nevoie, investiția, avem nevoie și de oameni care să știe meserie. Așa este. Să știți că în ciuda propagandei mincinoase a PSD-ului, în acest an, în perioadă de criză, numărul locurilor de muncă nu a scăzut. Ba mai mult, salariații cu contracte de muncă active, numărul acestora a crescut de la începutul anului, adică înainte de pandemie, până în luna septembrie, la 5.090.000 de salariați cu contracte active de muncă. De unde luăm forța de muncă? Pentru că, într-adevăr, și în momentul de față există un deficit al forței de muncă. Iar dacă ne uităm pe principalele proiecte de investiții, noi avem în momentul de față un deficit
prognozat al forței de muncă de aproximativ 300.000 de salariați numai pe zona de construcții. Pentru că toate aceste proiecte mari de investiții, pe lângă faptul că și sectorul privat are nevoie de, în zona de construcții rezidențiale, industriale, de muncitori, mai adăugăm la aceasta și cererea din proiectele publice și avem un deficit de 300.000 de salariați, de lucrători în zona construcțiilor. Da, există acest deficit. Noi credem că oferta va putea să convingă numeroși români să activeze în aceste sectoare, dar înainte de a ne propune să îi întoarcem acasă, ceea ce sigur ne dorim cu toții, important este să îi convingem să nu mai plece. Și cei care sunt acum apți de muncă să fie stimulați, încurajați, motivați cu salarii bine plătite, astfel încât să nu mai plece. În momentul în care îi oferi omului o perspectivă de viață în județul Vrancea, da, el nu va mai căuta să-și realizeze planul lui de viață în altă parte. În momentul în care în județul Vrancea ai tot ceea ce înseamnă infrastructură, apă, canalizare, gaze naturale și noi avem proiecte, programe pe toate aceste zone, ai perspectiva de formare profesională, educațională la tine acasă, la Focșani, unde vrem să dezvoltăm o filială a Universității București. În momentul în care ai campusuri școlare unde copiii pot învăța în învățământ dual, mai ales pe zona de viticultură, de procesare, tot ceea ce este specific județului Vrancea, noi creăm condițiile astfel încât oamenii și tinerii să nu mai plece. La fel, Spitalul Județean din Focșani. El este inclus în programul nostru cu finanțare din Planul Național de Recuperare și Reziliență, finanțat de Comisia Europeană. Vom crea astfel un spital județean nou la Focșani, care va permite inclusiv medicilor din zona noastră să rămână și să profeseze la Vrancea, pentru că vor avea condiții, dotări tehnico-medicale necesare, pentru că pentru personalul medical nu doar banii contează, pentru că ei au ceea ce n-a înțeles niciodată PSD-ul, că ei tot flutură că le-au majorat salariile medicilor. Nu asta. Nu asta este tot ceea ce contează pentru un medic. Pentru un medic contează demnitatea actului medical pe care îl desfășoară, contează condițiile de muncă, dotările, siguranța. Am văzut cu toții cât de importantă este siguranța în sistemul sanitar. Astea sunt lucruri pe care ni le propunem pentru a oferi, repet, perspectiva de realizări în viață la tine acasă. Ambientul în general în care sunt nevoiți să trăiască niște oameni în județul Vrancea sau în orașul Focșani. Poți să ai un medic bun, dar dacă spitalul arată cum arată, dacă nu are aparatura necesară minimă, decentă, cu care să lucreze, dacă după ce termină programul umblă printr-un oraș prăfuit, nu are de ce să stea. Are nevoie și de recreere, are nevoie și de servicii turistice de calitate. Ori Vrancea oferă, are oportunități în zona Vizantea, în zona Soveja, oportunități de dezvoltarea unor obiective turistice. Sunt diverse obiective care pot fi finanțate în județul Vrancea, deci pentru a crea efectiv un nivel care să te țină acasă, să nu-ți dorești să trăiești în altă parte. Acum o săptămână am fost la Soveja, era o tristețe incomensurabilă, ca în Topârceanu, pe cuvânt, adică numai a veselie. Bine, suntem într-o perioadă grea. Adică oamenii îi vedeam așa cu luminile stinse, cu parcă era... Așa este. E o perioadă grea pentru toată lumea. Dar chiar și aici, să știți, de exemplu la Vizantea, Livezi, se chinuie de ani de zile să dezvolte un proiect de dezvoltare a unei stațiuni balneo la Vizantea, pentru că au niște ape care pot fi folosite pentru diverse tratamente balneare. Nu i-a interesat pe nimeni. Toată, să spunem așa, toată administrația PSD-istă de 30 de ani a județului Vrancea n-a făcut nimic. În schimb, noi deja am inclus zăcământul de ape minerale de la Vizantea, l-am inclus în activele statului și chiar la începutul acestei luni
pentru localitatea vizantă Livezi, am promovat o hotărâre de guvern și am adoptat-o, prin care zăcământul de la vizantă Livezi este inclus în rezervele statului, în rezervele de resurse minerale ale statului și poate fi urmată după aceea procedura de acordare a licenței de explorare, exploatare, depinde care sunt nevoile. Da. Și săptămâna aceasta, oricum în câteva zile, în perioada imediat următoare, avem pregătit deja hotărârea de guvern pentru acordarea licenței de exploatare a resurselor de minerale către, către primăria vizantă. E unul dintre cei mai tineri primari din țară, o tânără speranță, aia zice. Și, bun, haideți să vedem, tinerețea e proiectul, un proiectul, da. Proiectul de clădire este aprobat. Indicatorii tehnico-economici au fost, adică pentru tot ansamblu rezidențial de acolo pentru desfășurarea activităților balneo în localitatea Vizantea, este deja aprobat la Compania Națională de Investiții din subordinea Ministerului Dezvoltării, unde este Ion Ștefan ministru. Zona de resurse minerale este în subordinea mea la cancelarie și am susținut promovarea actului normativ care să permită recunoașterea și acestui zăcământ de ape minerale și ulterior să acordăm licența de exploatare. Deci se pot face lucruri dacă se vrea. Da. L-am întrebat și pe domnul ministru Ion Ștefan. Care e secretul dumneavoastră? Că ați împins lucrurile înainte. Până acum am avut numeroși miniștri în zona respectivă. Au făcut, n-au făcut, mă rog, are mai puțină importanță. Și mă țin de ei. În fiecare zi iau cu telefoane, deci, mă duc peste ei, mă duc colo, mă duc... Așa este, deci cum zic, m-am dus peste ei grămadă. Deci așa se este. Poate, da. Așa este, Ion Ștefan are o așa o energie și o insistență atunci când se apucă de un proiect, stă de capul lui până se realizează. Deci este un bătăios din țara Vrancei, tipic, care atunci când, pentru că vrâncenii sunt oameni ambițioși, atunci când își propun un lucru, nu se lasă până nu-l realizează. Și Ion Ștefan este genul acesta de om care, repet, a luat obiectivul Autostrada Moldovei la țintă, stă de capul lor săptămână de săptămână pentru realizarea tuturor pașilor necesare. La fel a făcut și cu drumurile naționale și județene din județul Vrancea. Știți bine, într-un an de guvernare liberală 2020, în județul Vrancea, 94 de kilometri, față de 12 kilometri în guvernarea PSD. Deci de 8 ori mai mult s-a asfaltat în județul Vrancea decât într-un an de guvernare liberală, decât într-un an de guvernare PSD. Totul este să se poate. Eu nu înțeleg pur și simplu și asta discutam și la guvern cu premierul Ludovic Orban. De multe ori nu înțelegem. Ce a fost în capul lor? De ce n-au vrut să meargă lucrurile? Că spitalele regionale au stat abandonate. Noi, în câteva luni de zile, în 6 luni de zile, am semnat contractele de finanțare pe toate cele 3 spitale regionale. Iași, Cluj, Craiova. Drumul expres Craiova-Pitești. A stat blocat, au inaugurat niște borduri, vă amintiți, cu Dăncilă, cu Olguța Vasilescu, niște borduri în câmp și au zis că au dat drumul la lucrări, după care au dispărut bordurile. Nu s-a întâmplat nimica. Noi am luat tot proiectul și acum deja pe 2 tronsoane suntem cu peste 50% realizare. Și vreau să vă dau 2 exemple din Moldova, foarte importante. Centura Bacăului. Deci era cu 30% grad de execuție la începutul guvernării liberale. În momentul de față este finalizată și urmează a fi dată în folosință până la sfârșitul anului. A primit și finanțare de la Comisia Europeană și va fi dată în folosință până la sfârșitul anului. Știți care era termenul de finalizare a lucrărilor? 1 ianuarie 2022. Deci, cu un an mai devreme, ați mai auzit în România un obiectiv de investiții, de infrastructură rutieră sau de ce o fi el, să se termine cu un an mai devreme? Da. La fel și Rădăuțiu. Cu un an mai devreme, în momentul de față, a fost finalizată centura Rădăuți, tot așa, cu un an mai devreme decât în calendarul de execuție. Dacă stai de capul lor, se poate. Da, să știți că am mai auzit că se
dădeau lucrări înainte de termin la finalizare, înainte de 1989. Și nu, stați puțin, da, că da, râdem. Da. Eu, dumneavoastră, sunteți mai tânăr. Eu am trăit perioada aia în care cincinanul era într-adevăr făcut în 4 ani și jumătate. Să știți că spitalul ăsta pe care ne chinuim noi să-l dărâmăm aici în județul Buzău, zice că nu mai avem nevoie de el, că e făcut praf și este, a fost făcut în 1975, într-un an. Așa cum este el. Vreau să văd și eu acum în capitalism. Păi, canalul Siret-Bărăgan a fost abandonat și este atât de important pentru infrastructura de irigații, pentru că folosești gravitația, da? folosești irigația gravitațională a terenurilor în loc să pompezi apa la deal cum au construit ceilalți înaintea noastră. Stă abandonat. Da. Tot Ion Ștefan, tot cu insistența lui și cu căpoșenia lui, tot el acum se luptă pentru canalul Siret-Bărăgan, a fost inclus în programul de guvernare și mai mult, a fost inclus în Planul Național de Reziliență și de Recuperare, finanțat de Comisia Europeană prin acest nou mecanism pe care îl avem la dispoziție, cu o valoare de 6,5 miliarde euro avem din acest plan pentru infrastructura de irigații, printre care și reluarea lucrărilor la canalul Siret-Bărăgan. Sunt proiecte care, repet, am stat de multe ori și ne-am gândit de ce nu au vrut să le facă. De ce toată administrația centrală, ministere, agenții, a fost atât de anchilozată. Nu li s-a cerut să facă lucruri. Oamenii pur și simplu mergeau la servici, plecau își pontau diverse activități, dar nu se vedea nimic în urma lor. Și eu nu zic că funcționarii sunt de vină. Eu spun că nu li s-a cerut. Sigur. Nu li s-a dat voie să aibă inițiativă. Nu. Deci noi când am preluat guvernarea, era o guvernare care funcționa cu fax. Da? Așa s-a întâmplat în plină pandemie, vă amintiți, când o raportare legată de numărul cazurilor COVID a fost greșită pentru că s-a pierdut un fax. Da, așa a fost, s-a pierdut, așa funcționa România, așa funcționau instituțiile statului cu fax la preluarea guvernării în plină pandemie. Acum facem lecții online, facem ședințe online, videoconferințe, toată lumea s-a obișnuit cu această metodologie, cu aceste noi tehnologii. Deci România a suferit într-un an de zile o transformare digitală în multe domenii și zone. Și la început, dacă le spuneai, dom'le, trebuie să trecem în videoconferințe online, toți funcționarii ar fi spus, nu se poate. Nu se poate. Iată că se poate. Și funcționarii trebuie învățați că se poate. Nu, oamenii învață dacă cineva organizează. Autostrada Moldovei, nu se poate. Iată că se poate. Orice se poate, de omul de nevoie învață. Adică dacă va fi nevoie să facă ședințe online și să lucreze de acasă, va lucra de acasă, exact. Va ține locul de muncă. Nu o să. E o chestiune de organizare. N-am priceput nicio de ce nu s-a dat înainte prin anumite locuri. În orașul ăsta în care trăiesc 20 de ani nu s-a întâmplat nimic. N-am înțeles de ce. Acum, când se mișcă ceva, primarul de aici a devenit erou cu 78%, vă dați seama, e ceva... Păi, lumea a fost obișnuită să nu se facă și nimic... Și n-am înțeles de ce nu s-a... tot așa. Dar de ce oare? Bun, ți-a fost greu să accesezi fonduri europene, că era de muncă, poate că... Controle mai multe, controle, nu știu, cheltuielile mai riguroase... Nu te pune nimeni să umbli fondurile europene. Păi cu fonduri europene ce e de făcut și alelalte române nu mai, ne mai gândim treaba ta că... Nu, deci vă spun sincer... Aici și fac apel și la experiența de jurnalist pe care am avut-o. Păi. Nu, pur și simplu, e de neînțeles. Pentru că banii există. Dacă te pui de capul unui proiect, poți să-l miști, poți să faci, că justiția zice una, că finanțele spun alta, că nu știu. Te duci peste ei, discuți cu ăla, cu ăla. Nu știți cum erau obișnuiți când am preluat noi guvernarea? Deci pe orice proiect de act normativ își trimiteau adrese între ei. Finanțele spunea că nu e identificată resursa bugetară unde trebuie, că așa. Justiția spunea nu că formularea nu este nu știu cum, nu știu ce. Fondurile europene spuneau că alocarea este prea mare sau mai nu știu ce. Și stătea câte un act normativ, stătea și băltea pur și simplu printre instituții pentru că le era greu să se întâlnească și să discute. Păi, Popescu de la Finanțe. Zim, care e problema cu acest program? Și o facem așa, da. Deci, problema e că nu știu ce. Bun, zim cum trebuie făcut dacă nu e așa. Și
nu pleci din întâlnire până când nu faci actul normativ așa cum trebuie. Și cu justiția, și cu finanțele, și cu fondurile europene, și cu toată lumea. Și așa am făcut. Așa am putut să facem primul plan de relansare economică, reclădim România, cu numeroase programe economice nemai văzute în România. Să dai credite cu garanții de stat și cu... cu dobândă zero în perioadă de criză, cine ar fi crezut că e posibil? Să amân ratele bancare 9 luni de zile, fără să le obligația de plată, cine ar fi crezut că este posibil? Să amân obligații fiscale bugetare până la sfârșitul anului și totuși să-ți crească încasările bugetare, cine ar fi crezut că este posibil? Nu mai spun de toate schemele, de IMM leasing, IMM factor, am introdus tot felul de instrumente moderne de asigurare a lichidităților pentru companii, de a le asigura accesul la finanțare. Șomaj tehnic, vă dați seama, cu declarație pe propria răspundere. Păi când le-am spus funcționarilor din Ministerul Muncii că noi vrem să dăm șomaj tehnic cu declarație pe propria răspundere, spuneau, domnule, că vine curtea de conturi, că ne verifică, că nu se poate. Iată că se poate. Cu declarație propria răspundere, verifici care a înșelat, îl sancționezi, dar nu pleci de la prezumția că toți sunt infractori în zona economică, în zona salarială, în zona de servicii. Deci, doar o schimbare de atitudine poate face lucrurile posibile din ceea ce părea imposibil. Da, și eu am oarecare experiență jurnalistică, și eu m-am întrebat de multe ori, stând așa și cugetând că mi se mai întâmplă câteodată, dom'le, ce au vrut să facă oamenii ăștia? Dar așa, în general, 30 de ani nu s-a mișcat mare lucru în țară. Păi, dar de ce oare? În afară faptului că s-au aprins mai multe luminițe în România, noi trăim tot cu chimicul și cu faxul, multe dintre birourile române, pe cuvânt. Asta este. Și atunci am zis, vă mai spun una, care m-a șocat. Deci, primesc pe adresa oficială de la guvern, pe adresa cancelarii, pe mail-ul meu oficial, diverse sesizări, memorandumuri, petiții și așa mai departe. Vine într-o zi o consilieră de la cancelare și spune, păi trebuie să printăm mail-urile astea. Zic, păi de ce trebuie printate? Zice, păi trebuie să le dăm număr de înregistrare și să le arhivăm. Zic, cum domnule, zic, un e-mail, dacă l-a scris organizația nu știu care patronat, da? A trimis că vrea o chestiune și a trimis o propunere. Dom'le, e există, e oficial, e adresa de e-mail oficial? Nu, trebuie printate e-mail-urile, dat număr de înregistrare și arhivate. Și pentru asta există un compartiment la guvern care arhivează trebuie acolo să facă asta. Vă dați seama? Da. Deci muncă în zadar, muncă irosită, în condițiile în care în ziua de astăzi orice corespondență electronică poate fi verificată, poate fi dacă apare vreo problemă sau mai știu eu ce. Doamne ferește, nu asta ar fi problema. Da, mă rog, există... Nu, teama de control, de că vine cineva, ne controlează și răspundem. Răspundem. Și cu controle, câteodată, mă rog, n-au fost făcute la cel mai profesionist mod. Dar trebuie să ai curaj. Trebuie să ai curaj. Nu, dacă vrei cu adevărat să faci ceva, dacă nu, trebuie să-ți asumi. Acasă, poate vine cineva, da. Exact. Și atât timp cât tu dormi liniștit, te culci noaptea liniștit, că nu ai luat, nu ai dat, nu ai cerut, nu știu ce. Nu prea are ce să se întâmple. Asta înseamnă că ei pur și simplu au fost obișnuiți cu o mentalitate din asta, scuzați, mai venită mai din urmă. Da. Așa este. Da? S-a perpetuat. Deci, s-a moștenit. Da, vine cineva, ne controlează, ne... Băi, nu-i bine să ai idei, stai niște acolo. Lasă, de ce te vezi că vii cu vreo idee, îți dă șeful ceva de muncă. Stai niște acolo, vezi de treaba asta. Lasă că câte ceasă, uite, și așa mai avem 20 de minute, bem o bere. Cam așa am mers lucrurile în România. Acum, aș vrea să mă întreb totuși, se vorbește de atâția și atâția ani despre România proiect de țară. Există un proiect de țară acolo între filele acelui proiect de guvernare? Da. Adică cum va arăta România peste 15 ani? Nu știu, un termen rezonabil, nu? Să vă întreb peste 15 ani. Cam ce ar trebui să avem? Să fim o țară agrară, să fim turistică, să fim și industrializată? Și România, în toate ministerele, o să găsiți rafturi întregi de proiecte de țară, de strategii, de... cum o să fim peste 20 de ani, cum o să fim în 2030, în 2050. Marea problemă a României și a administrației în general este cum răspundem la întrebarea mâine. Asta ce nu facem? Mai zic. Mâine ce facem? Da? Deci suntem experți cu toții,
în țara asta la cum ar trebui să fie România peste 20 de ani. Dar când întrebi, dar mâine, ca să ajungi acolo, mâine ce faci pentru asta? Acolo se blochează tot. Prin urmare, modelul nostru este următorul, și de administrație, și de dezvoltare economică. Deci, avem ca model de dezvoltare economică dezvoltarea României și a infrastructurii. Asta ne propunem în primul rând, dezvoltarea infrastructurii. În momentul în care, și când spunem infrastructură, ne referim la tot ceea ce înseamnă infrastructură. Fie că vorbim de autostrăzi, cale ferată, școli, spitale, energie, toată infrastructura în România. Deci România trebuie reclădită. Acesta este proiectul nostru de țară. Să reclădim România și să finalizăm unirea României, unirea politică, cu tot cu unirea ei cu dezvoltarea economică. Să nu mai este disparități între zone din România, între Ardeal, Moldova sau Sud, în interiorul acelorași regiuni, să nu mai este disparități între urban, rural, între diverse județe, disparități intra-județene. Vrem o Românie dezvoltată, echilibrată din punct de vedere al regiunilor, din punct de vedere al zonelor urban-rurale, în care să vrei să trăiești. Nu cred că românii așteaptă povești. Dacă, eu știu, îi spunem că va fi România turistică peste 20 de ani, românul se va simți mai bine. El se va simți mai bine când are școală, spital, infrastructură, copiii au unde să învețe și ceea ce învață copiii să le folosească în viață și să fie poată să poată să aibă salarii mai bine plătite pentru ceea ce știu să facă. Nu sunt filozofii, nu sunt filozofii mari. Este model liberal. Dacă mie mi este bine, ne va fi bine tuturor. Acesta este modelul liberal. Idealuri colective de mai bine, în general, au eșuat chiar tragic. Da, pe de o parte, pe de altă parte, ați văzut, cred că ați sesizat, o anumit radicalism al gândirii brâncenilor din cauza sărăciei, în care când ești, când n-ai de niciunele, devii răutăcios, începi să te uiți peste gări, să vezi că l-a făcut, că l-a cine. Adică, și văd că aici, în județul meu, lucrurile sunt puțin mai avansate. Nu stăm nici noi extraordinar, dar parcă avem ceva mai mult, am avut mai multă democrație, chiar și politică, așa, că s-a... Țara Vrancei are particularitățile ei culturale, istorice, exact. Chiar și personale. Deci Vrânceanu e o personalitate aparte. Deci el a fost de puține ori, să spunem așa, dispus la supunere. Nici Ștefan cel Mare n-a stat mult, nu prea călca prin Țara Vrancei așa. Mulți au încercat și din sud, și din vest, și asta din est. Țara Vrancei a avut un stil propriu, personal, al oamenilor, al vrâncenilor, de a se raporta. Și spuneam, una dintre calitățile lor este ambiția și vrâncenilor, așa cum i-am cunoscut și așa cum arată și istoria. Nu sunt oameni care să fie supuși. Normal că sunt mândri și vor să fie, sunt bătăioși, vor să fie campioni în tot ceea ce fac și sunt frustrați când văd că nu îi ajută mediul, nu îi ajută infrastructura, nu îi ajută... Asta am sesizat, exact asta, adică o mândrie dintre asta, da? Dar vine, frustrarea asta vine din stilul acesta de personalitate de vrâncean din Țara Vrancei, care puțini au reușit să-l supună sau să-l domine. De aceea ei au preferat drumul emigrării, mulți dintre ei, atunci când au văzut că acest județ continuă să fie condus de PSD, de baroni PSD. Din județul Vrancea au plecat foarte mulți oameni la muncă în străinătate, tocmai pentru a-și căuta libertatea. Nu se simțeau în regulă cu această administrație. Noi credem că vom schimba aceste lucruri. Da, și modul în care oamenii sunt tratați, inclusiv de către autorități, inclusiv de către
oameni care au făcut bani la un moment dat, indiferent prin ce mediu, au făcut unii niște bani și încep să te tratezi așa, cu aroganță. Asta am sesizat și la Brâncen și în general, mai bine, decât să mă enervez în țara mea aici, nu îmi place, trebuie să plec, nu mai suport. Ei sunt oameni întreprinzători, au spiritul afacerilor. Au spiritul afacerilor. Muncitori. Și în momentul în care în județul Vrancea orice afacere era dijmuită de PSD, vă dați seama că era contrar tuturor felului lor de a înțelege și de a face afaceri. Pentru că a face afaceri într-o economie este motorul dezvoltării, să faci afaceri. Și este o calitate de care are nevoie România, de oameni întreprinzători cu spirit de afaceri. Și asta este ceea ce lipsește. De aceea și Ion Ștefan, colegul meu, este atât de, să spunem, de eficient în ceea ce face. Pentru că el este un genul acesta de întreprinzător cu spirit de afaceri, care când își propune un lucru și realizează rentabilitatea acelui obiectiv, face tot ceea ce se poate pentru realizarea lui. E o frustrare în județul Vrancea din punctul acesta de vedere al unor oameni obișnuiți cu spirit de afaceri, întreprinzători, să fie tot timpul permanent blocați de o administrație care le-a închis toate posibilitățile de dezvoltare. Da, cred că asta e nuanța. Cineva le-a călcat personalitatea în picioare an și an la rând și atunci s-au strâns așa în ei și ori au plecat, ori n-au mai făcut. Ei sunt cunoscuți în toată literatura sociologică și istorică a zonei. Sunt cunoscuți pentru acest spirit întreprinzător care nu se lasă ei supuși de mai știu eu cine, ce baron. Domnule Ionel Lancă, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența. A trecut foarte repede. Aș fi vrut să mai vorbim niște lucruri. De pildă, vreau să vă întreb care dintre întrebările pe care ați primit-o de partea asta alta a pupitrului acum v-a enervat cel mai tare. Că sunt momente în care probabil că și ziariștii te enervează, dar poate cu altă ocazie. Da, cea mai enervantă întrebare este de ce PNL? Pentru că este crezul meu și arunc așa o suspiciune că ca și cum poți alege orice partid și de ce l-ai ales pe ăsta. Da. Nu poți alege orice partid. Eu am ales Partidul Național Liberal pentru că acesta e partidul în care cred. Bun, sper că ne vom vedea. Domnule Dancă, mi-a făcut plăcere să fim alături. Vă urez mult succes, mai aveți 2 săptămâni de muncă. Apoi vă așteaptă și partea de guvernare. Cel puțin 4 ani de muncă. Bun, vom vedea cum vor evolua lucrurile. Deocamdată mai sunt 2 săptămâni de campanie. Candidații la Vrancea pe locul 2 la Camera Deputaților din partea PNL. Mulțumesc foarte mult și dumneavoastră și celor care ne-au privit în această după-amiază, în această seară. Ne vedem curând, numai bine, la revedere!